Măneasa este o plantă folosită în medicina tradițională în mai multe părți ale lumii. În Japonia, planta a fost recoltată și folosită ca tratament tradițional de peste 2000 de ani. Rădăcina și alte părți ale plantei au fost folosite pentru a trata o varietate de afecțiuni. În ultimele decenii, tătăneasa a fost una dintre cele mai folosite plante pe plan mondial. În Elveția, țara cu cea mai mare tradiție în domeniul medicamentelor din plante, mai bine de jumătate din preparatele externe produse în ultimul deceniu au fost pe bază de tătăneasă. Din păcate, în uz intern, tătăneasa a fost mai puțin folosită, deoarece ea a fost una dintre primele victime ale războiului informațional dintre micile firme care produc medicamente din plante și marile concernuri farmaceutice. Este folosită sub formă de ceai pentru stomac deranjat, ulcer, menstruații abundente, diaree, urină cu sânge, tuse persistentă, respirație dureroasă, bronșită, cancer și dureri în piept. De asemenea, este folosită ca gargară pentru boli ale gingiilor și dureri de gât. Tătăneasa se aplică pe piele pentru ulcere, răni, inflamații articulare, vânătăi, artrită, reumatoidă, vene umflate, gută și fracturi. Fiind folosită de mii de ani, tătăneasei s-au atribuit în trecut puteri magice. Acestea au fost ulterior confirmate de studii științifice, ce au evidențiat proprietățile curative deosebite ale plantei.